Președintele Asociației Județene de Fotbal din Suceava a plecat în Danemarca alături de o delegație a Federației Române de Fotbal. Din aceasta mai fac parte directorul de dezvoltare fotbalistică Sorin Paraschiv, managerul de dezvoltare instituțională Radu Vișan și managerul departamentului de comunicare Gabriel Berceanu. Este o bună oportunitate de a cunoaște, înțelege și dezvolta tot ceea ce înseamnă proiectul Grassroots în Europa. Cred că acest proiect se poate implementa foarte ușor în România, mai ales în asociațiile județene de fotbal, pentru că se adresează în primul rând fotbalului amator, a declarat Ciprian Anton. Printre personalitățile cu care acesta s-a întâlnit în Danemarca se numără și fostul președinte al Federației Norvegiene de Fotbal, Per Ravn Omda, actualmente ambasador UEFA.